Avem în vedere, o să vedem când va fi gata planul de mobilitate. Oricum ne vom îndrepta spre construirea uneia sau două parcări subterane. Nu vor rezolva problema, pentru că parcările subterane, vreau să văd cine se va duce și va plăti acolo, că acolo trebuie să plătești. Parcarea pe stradă este deocamdată gratuită. Ați identificat în zona centrală un loc în care puteți să faceți o astfel de parcare? În planul de mobilitate ne sugerează câteva locații. Ne-a sugerat locația din Piața Gării, ca parcare subterană vorbesc, în zona Casei de Cultură a Sindicatelor. Casa de Cultură a Sindicatelor, terenul de sub Casa de Cultură a Sindicatelor aparține primăriei Sibiu, deci nu este a Casei de Cultură a Sindicatelor. Deci ar fi o locație care se poate, iar o altă zonă care ne-au recomandat-o, eu vorbesc acum de cele care chiar sunt și bine gândite, este cel la Piața Cibin, sub Piața Cibin, dar acolo, bineînțeles, sunt o serie întreagă de studii de făcute, văzut dacă, dați domnul arhitect confirmă, dacă acolo, într-adevăr, se va putea face o parcare subterană. Indiferent de unde veți găsi, pe când vedeți construit deodată în folosință o parcare din asta subterană în municipiul Sibiu, în următorii... Nu pot să avansez un termen. Și acum, câte locuri de parcare avem? O să vă comunicăm cifra. Și aș vrea să vă întreb, ați spus cumva că terenul de sub Casa de Cultură aparține Da, primăriei? terenul de sub Casa de Cultură a Sindicatelor este proprietatea primăriei municipiului Sibiu. Păi, ca să construiești ceva sub Casa de Cultură a Sindicatelor, se poate lega și deasupra să funcționeze Casa de Cultură? Sigur că se poate. Nu știu, nu m-am început să fac. Tehnic, da. Tehnic, da. Și aveți în intenție și asta, să faceți sub Casa de Cultură un loc de parcare? La ora actuală n-am stabilit nicio locație unde se va face prima parcare subterană. Eu v-am spus ce prevede planul de mobilitate. Planul de mobilitate face câteva propuneri. Unde s-ar putea amenaja o parcare subterană și unde ar fi binevenită această parcare subterană. Deci cele trei locații de care le-am menționat eu sunt și menționate în planul de mobilitate. N-am pronunțat nici o locație că acolo vom face prima investiție. Urmează să vedem, după ce va fi aprobată strategia de mobilitate, unde se va face prima parcare subterană și când.